Am visat foarte mult locul ăsta și l-am visat împreună cu Alexandru. Și s-a împlinit după plecarea lui, sunt aproape 5 ani. Și a dorit foarte mult acest lucru. Acest proiect se vrea a fi un omagiu pe care Luiza Barcan îl aduce soțului său, sculptorul și graficianul Alexandru Nancu, trecut în neființă acum aproape 5 ani, dar care și-a dorit foarte mult să realizeze la Vâlcea un loc deosebit în care sculptorii și artiștii plastici să vină și să lucreze în liniște. Astfel, din vara viitoare, Luiza va deschide ușa casei pe care a construit-o la Vlădești în memoria soțului său, câte unui artist plastic din țară care este invitat să vină acolo și să stea câteva săptămâni pentru a crea. Sunt aici prezenți, în general, oameni care sunt apropiați culturii, apropiați Fundației HAR, apropiați Uniunii Artiștilor Plastici, oameni care, în general, sunt special și care au ceva pentru a dărui. Noi ne-am dorit foarte mult o casă la Vâlcea, undeva în zona aceasta, în județul Vâlcea. Am căutat un loc și nu l-am găsit. Se întâmpla prin anul 2000. După plecarea lui, mi-am dat seama că într-adevăr trebuie să fac acest lucru și în memoria lui să găsesc un astfel de loc și să construiesc o casă. Și ceea ce ar fi trebuit să fie poate un proiect public pe care l-ar fi meritat ca o recunoaștere pentru toată activitatea pe care a desfășurat-o aici, pentru toată activitatea culturală, s-a transformat într-un proiect privat. La lansarea proiectului Rezidența Artistică au fost prezenți oameni de cultură din Vâlcea care l-au cunoscut și au lucrat cu Alexandru Nancu și care și-au dorit ca numele creatorului Fundației HAR România, fundație care a desfășurat mai multe proiecte culturale și în Râmnicu Vâlcea, să nu fie uitat niciodată. Casa asta este un model la anumită scară. El, fiind și cadru didactic la arhitectură și un plastician desăvârșit, a imaginat o casă și a vrut să o facă cu materiale primare cea mai ieftină din România. Și a reușit cu făcând în toate socotelile și toate calculele, a reușit să construiască ceva grozav de natural, de plăcut. Tot cu acest prilej, Luiza Barcan a lansat și la Vâlcea cartea Spre răsărit cu Alexandru, un volum închinat soțului său și în care descrie ultimele călătorii pe care le-au realizat împreună în Grecia și Turcia.